Episodul de luni pentru personaje de poveste. Comandantul. Un contract care îi aduce bucurie, fericire, dar s-ar putea să fie ars, fiindcă oamenii lui nu sunt prea atașați. Adică sunt persoane care se implică în acest contract, persoane care s-ar putea să-i creeze probleme. Marcela. Marcela are o schimbare și speră să-i aducă noroc. Să fie și mai bogată, ei îi plac tablourile, opere de artă. O schimbare care totuși nu e benefică pentru ea. Asta arată. Și roata norocului vă cere întotdeauna, dacă vreți să vă apropiați roata norocului, trebuie să îndepliniți niște condiții. În final, trebuie ca divinitatea să vă susțină. Și nu poate să vă susțină nimeni dacă nu sunteți corecți, dacă nu doriți adevărul și dreptatea. Perseverență, precauți. Pentru Manuela. Noutăți pe care le primește și totul parcă intră în normal. Se simte mai bine, poate să primească daruri, cadouri materiale și, într-adevăr, nu putem spune că este zi încă de la Dumnezeu să nu pleci cu, am zice, portofelul plin. Deci totul dorești să fie bine. Noutățile te liniștesc. Pentru Viorel, soare, dar și o prințesă de pentagrame. Deci am zice, își dorește soarele, fericirea. Soarele aduce strălucire, dar poate să aducă și arșiță. Și ele, ceva legat de dreptate, de justiție, de o recoltare a unor lucruri care s-ar părea că astea sunt, asta meritați, asta primiți. O pierdere, fiindcă prințesa de pentagrame, asta reprezintă o pierdere. Cine mai ar urma? Femeia Andrei. Găsește o soluție. O soluție care să-i aducă fericire, bucurie, petrecere, distracție, energie, vitalitate. Pentru Gabi, o ceartă. Se ceartă și consideră că trebuie să fie un fel de eremit, dar totuși Eolf răsturnat vă duce cu gândul, deci așa era, Eolf răsturnat vă duce cu gândul în primul rând la o situație dificilă, probleme cu persoane care se implică în viața voastră și mai ales probleme cu persoane care vă știu acum vulnerabilă și vă tratează cum și voi ați tratat pe alții. Deci veți avea probabil același tratament, adică să vă păcălească, să vă înșele. Pentru pe om. O scrisoare care îi aduce totuși în față o prințesă de bâte, noutăți, schimbări, este ceea ce este destinat lui. Aceste schimbări care nu sunt neapărat foarte benefice, dar nici foarte rele. Deci călătorie, lucruri noi, energii noi. Pentru Avram, gânduri pe care și le face legat de o regină de cupe, de o femeie cu aspect pe rac, o femeie care pare să fie sensibilă, dar care totuși este schimbătoare, simte că nu poate să aibă contorul, nu își poate folosi intuiția, are o trădare, poate să fie o trădare din partea acestei femei. O trădare, poate să fost o prietenă sau chiar o persoană la care a ținut mai mult sau a avut relații personale și aduce această pierdere. Să vedem țariocul.
El care dă de toate, s-ar părea că are o ancorare, dar totuși are și el o femeie care s-ar părea că îi aduce totuși marea preoteasă, secrete. Dar și încearcă să-i afle secretele lui. Deci ar fi cam o chestie de reciprocitate. Și el să-i afle secretele, dar și ea să-i afle secretele lui. Și bineînțeles să folosească aceste secrete pentru moldoveanul Ionț. Are un 7 de spade, s-ar părea un act falsificat, ceva falsificat și ceva care leagă totuși de iubire, de sentimente sau o iubire falsificată. Arată cuiva sentimente, dar el de fapt nu-și arată sentimentele reale și totul este pentru bani. S-ar putea să fie și acest aspectul. Pentru Dan Puradan, un prieten care îi aduce o șansă, așa cum este nebunul, o șansă care îi duce spre o călătorie, o călătorie benefică. Cam asta ar fi. Se poate aștepta la o călătorie care să-i aducă beneficii, o călătorie bună, cu toate că e o șansă nesigură. Să vedem pentru Marianet. Un bărbat îi aduce o pierdere. Și el mi-a adus mie. Dar totuși are familia alături. Din familie îi vor veni o veste bună, chiar dacă are o pierdere. Deci un bărbat îi va aduce o veste legată de o pierdere. Să vedem Dănuț al lui Alexei. O pierdere, pierde ceva, cu toată familia, un 10 de cupe, am zice că toată familia participă la această pierdere. Lăcomia și o trădare. O trădare din care am zice că nu poate să iasă. Femeia Chiorlan, obstacole în fața ei, obstacole și luna, o zi dificilă, tensionată, în care dacă ar putea, ar fi bine să iasă, și o pierdere irecuperabilă. Cam asta ar fi, o pierdere irecuperabilă. Cam acesta ar fi mare, da, vreau neapărat să dau pentru persoanele care sunt atât de supărate pe această etalare și îmi reproșează într-un mod brutal. Ei, să vedem aceste persoane, nu le spun numele, le-am citit, le-am verificat, să vedem pentru aceste persoane care sunt împotriva acestei etalări. Și să știți, au bani, știu că au bani, din inițiativele lor, din creativitatea lor, sunt foarte creativi legat de proiecte europene, dar s-ar părea că acum au intrat într-un haos, un haos destul de dificil. Da, acest haos, o situație dificilă, cu turisaz răsturnat.